How are you, Father? Astăzi e marți. E ziua... Noi în școala generală ziceam că marți e ziua religiilor și vine ziua cuponarilor. Da, vorbeam și de vreo scurte că nu credeam că să nu înțeleg. Cum? Deci în ziua lor. De ce? E trei ceasuri regle, pisica neagră. Și astea sunt pisici. Deci, bă, fiți atenți că vine trei ceasuri rele. Nu știi când vin. Eu sunt pisica dalmațiană. O aștept pe Cruella. Există rasa asta, nu? E corcitură. Pisica dintre măgar și cal. Am făcut o pisică cu un câine. Și am ieșit eu. Dar stai, mă, taia, ce era? Pisică sau câine? Sau patru? Nu știu, erau doi oameni. Acum, pe animale, ce să zic? Tata e... Teamăr! E amor. Tata e iubire. Pe domnul iubire și tata. Teamăr! A zis, da, eu sunt cam surd. Știi, surd nu aude, dar potrivește. Deci sunt, da. A zis, teamăr! Dar nu știe cum să zic, je t'aime, da. Tata nu știe limbi străine. E ceva rusă în tinerețe, ca asta învățat la școală. Acum nu știe și... M-a alerga că vrea să mă îmbrățișeze. El urla, te amor? Eu am înțeles, te omor. Că la Cifonii de Vară, date de sector 3, primăria Pizdii Măsii, nu știu care, cam încurcat primăriile de nădrăg. Am spart și eu o farfurie ca Zorba Grecu, cred că eu credeam Antoni Chin. Cum? Eram într-un mare chin când am auzit zice la simfonii. Stau și-l fac dar, bine că a început simfonia. Stau și-a spus muzică simfonică, doar că era de aia de fanfare, aia sau lavă, poate-i bagă bani. E bună aia de fanfare militară, ca și e mișto, da. Am văzut unii experimentari care cântau la fanfare orice fel de muzică, era mai bine și gel. Dar ăștia nu știu, și conducătorul formației, era medic, dar nu știu la mea, pacient. Dar eu și eu nu știu dacă sunt, nu sunt client la psihiatrie medic. Câți ani? Am câțiva. Nu știu, pot să zic să nominalizez, nu mai nominalizez, că trebuie să le dau și premii și n-am chef. Sunt profesioniști, n-am chef să-i pun pe loc un 3, 2, 3, nu mă gândesc la ei, doar când interacționez și atunci, din ce în ce mai rar, mai răuți că e mai trebuie. Și că ce să le întreb pe unul, de obicei cu gadicele mai cele mai. Să întreb, doamnă, am o problemă existențială. Și care e? Că n-am nicio problemă în existența mea. Da? Asta e problema. Păi e o problemă că dacă nu e nicio problemă, e liniștea dinaintea plăcinii. Deci există furtuni. Păi ai zis ceva cu cinic. Cinic. Nu? Poate vine o cinică. O cinică? Da. O cinică. O sinică, da, o sinică. Adică să fie scândură, cum se zice la teală. Eu vreau de-aia schiloană la băiat. Schiloană? Da, și când zicea Marianu în țăran, tare ce pulă mare ai, că se dai mă păcate de la profesor. Aia zicea, bă, vorbiți. Ăla povestea povestiri de țară. Dar era băiat, bă, avea o imaginație. Până aș pune să-ți scrie o carte, ce că e un creangal, da. Era frumusel, bă, ce? Cu tevărul, nu? Da, vorbim după aia s-a făcut băia cu mic tevărul. Era pe acolo, pe la țară, la bă, ce, băi? Dar acum are nevastă numai, dar putea, venea și agăța de prin București și povestea de vărul. Ăsta îi plăcea foarte mult de vărul. Era idolul lui. Asta e inginer acum, Maria. Îi mergea ca puțin. A, era cam porno, Maria. Cred că și acum, acum e și mai porno, dar avea simțul umorului Murei de râcul ăsta. Un gen neamărin. Îl chema Herman Ian.
avea simțul lui și era prietenul meu. Și am luat o notă mai mare cu câteva puncte la bancă. Câteva zeci mare, că ai spus, hai să mergem la celălalt. Am mers, am dormit în același, toată nu am făcut ce vreau. Nu era doar prietene, deschid. Învăța și la foarte bine. Dar nu știu, a fost emoționat, că noi eram emoționat, să zic, dacă nu sunt de publicie. Deci adolescenții, că sunt mai precoci acum, ca o filme porno, mai dar nu e bine. Că s-au mai deșteptat fetii, asta se vede. Au șmecherii în ele, nu mai poți să le vrăjești. Deci băieții trebuie să-și ridice nivelul cu vrăjeala și mai sus. Face ele pe alea. Unii i-au văzut, bă, sunt foarte de-astea. Ăștia, cred că se păstrăzi peste câteva adolescenți care au cuplu foarte strâns. Deci, bă, dacă e lumea atât de rea, se atașează unul de-a foarte tare. Să vezi ce mișto să fie. O viitor chiar o să fie căsătoria adevărată. Chiar sunt prieteni, cât de sunt prieteni de atunci. Am spus și o să fie urmă interesantă după criza asta, că noi avem criza de 20 pula mea de ani. Așa, și zicea că fute scânduri, adică cum era gagica? La gagici e pe animale. Ăștia, țădei țărani cu ulcele, cu muzeul țăla în român, băia cu șoapă. Dar este adevărat. Dar nu prea am văzut pe ăștia, că n-am fost pe bine, că nu am văzut. Păi n-am văzut și arăta. Dar cred că se mai duc și cu toarea pe acolo. Am vorbit cu ăia. Eu căutam pocărânia Chirilă, că de-aia m-am dus atunci, doar când a apărut fata. N-am găsit-o de-aia. Eu am recunoscut-o. Mi-a zis niște gagici. Eu m-am dus afară, era original. Aia, mamă, ce face pe șunță? Asta era cu el. Dar eu eram mor de băr. Mă duc la niște pictorițe, că le-am să le vezi, bă, după corpul, cum arată. Și cum se îmbracă, că ți iau rău după altfel de semn. E pe de-astea, pe meserii, știi? Și zic, bă, eu cunoașteți pe Corina Chirilă? Aia, da. Unde ai expus fata? Păi, bă, e așa, știi? Și ce vrei? Eu vreau să-mi întâlnesc. Da, eu oricum nu vreau să-mi întâlnesc. De ce? Puteam să-mi întâlnesc când venea să-și ia tablourile. Deci știam că asta nu stă pe acolo. Pe bune, nu ne-am găsit-o. Și eram atât de bad, dar abia vedeam pe acolo. Pac, mă uitam la una, am văzut pictură religioasă. Mamă, fată, tu l-ai făcut? Da. Mamă, cât de frumoase sunt. Mamă, erau superbe. Poințele alea, superbe. Făcute de poințele alea. Cu alea. Pictase fata, da, nu ți-am găsit pe reala, cu pigmenți metalici. Băi, acum, tehnică originală, deci nu era putevânt. Și alte de-astea, vedeam eu calitate, că tot din caut calitate, ideea că o văd, am văzut-o toată viața mea și știu ce înseamnă căcat, ce înseamnă pișat și ce înseamnă original. De-aia bag și căcat și pișat aici, dar bag și original toată. Eu aici pe YouTube, revista viitoare în care iese. Mamă, tot iese, dracu, vreau să se născă, dar nu se mai naște. O să iasă cu hârtie la un moment dat, fata. Trebuie. În octombrie iese. E mai ploaie, așa, și e mai bine pe ploaie. O împarte eu cumva, trebuie să-mi fac site-ul să caut pe internet. E vechi chestia, oricum am multe proiecte, să vede și pe YouTube, le-am și prezentat. Nu mi-au plăcut, la un moment dat am renunțat. Pot să o fac cu formă simplistă, puțin mai complexă, depinde. Să o fac în Jomla, să o urc undeva, pe net, să o fac eu site cu calculator, ca bătrâni, cumva, și mei. Dar trebuie să-mi văd Jomla, știu ce văd în ea, sau alte de-astea, da? Pula. Pita cu aere, au început. Paulu, nu? Că iar îmi dă neam de 300, sau aia de neam de 300, de aia de pe YouTube. Se plânge la aia. Donați porn! A zis, pula pizda aia, a început aia.
Banii vă proteste acum. Dar pula pizdea rimează cu țara care ziceți voi că e formația voastră. Și deci tata ce animal e? Nu știu. De pradă? Nu e, că nu merge cu poșetă, dar gagicilor e animal de pradă. Bă. Cu prada. Voyant, voyant. Bijon. Jean Valjean. D-astea. Bă, mi-e plac. Lumiri ți-a bădat le critica. Așa, nu mă interesează. Îmi plac, mă, că... Ce ești face? Ce nu mi-ar face ea mie? I-aș face eu. Să-i fac eu ce nu-mi face ea mie. O mie merge? Nu știu, o să fac. O să zic, o mie! Vreau să mă omor la asta, bă. Deci tata e Teamor, e domnul Udiu. Mi-a zis Teamor, dar am înțeles eu te omor. După aia când am fost la Sinfonii de Vară, am auzit că Simona te duc așa de acolo. Bă, știa, da, are zis Teamora. Că l-a urat în boc, că are zis așa, am văzut și eu, să-i vențele. Pare rău că atunci eram cam tărbel și făceam așa pe copii. O lăsă până la răsă, am prin librărie. De fapt știu eu ce-a ce cauți. De fiecare și găsesc. Da, minune. Sunt copil minune. Mănânc gem, mă cac prune. Și aveam o parcurie. Tocmai era... Ce sărbătoare era? Era ziua morților. Aolea, acum înțeleg și eu. Deci, era ziua morților. Noaptea morților, nu știu cum să zic, noaptea minții. Băi, iartă-mă, nu știu, bă, la ce seama că-i spăție. Dă-mă judecată. Dar îmi place noaptea minții originală și Jumping și tot al lui. Al lui Sorsa e aia, Tremur în România, și ăsta ne ocupă tot timpul. El are un poastă al lui Sorsa. I-a inventat-o. Aia, dar a preluat-o. Sorsa a zis, gata, hai că te las pe tine, că asta este. De asta a recunoscut domnul de resursă. De expresie super înțeleaptă. Și... Mama, stăteam eu cu farfuria. Aveam... Femeia mi-a împărțit. De se împarte. Pac, pac, pac. M-am dus și eu acolo. Văd pe una, mamă, mi-e pe foame. Că foamea mi-e pe și am o soră care nu prea mai... Ea are o expresie, nu înțeleg, stai că am copii, e tăticul bolnav, păi e cu Teamor, e bolnav de iubire. S-a internat tăticul, știu, s-a interesat sau s-a internat, nu știu cum la mea, poate le potrivesc, nu le-au prea bine. Mămica, când vrea mămica, nu știu când vrea mămica, când vrea și tăticul și când vrea și surioara. Astăzi e 3 ceasurile. Astăzi ar trebui să întâlnești o săptămână după ceas. Scolco ceasul! Cac tu biazavu! Acă se zică rusește. Poate așa înțelege, poate în engleză nu mai știe. Watch the time! Watch time is it! Că dacă zic watch time is it, poate zic watch time is it. Și dacă e 3 ceasurile cu pisica neagră, eu aștept. Până că de haleală, 30 de lei, sfânta treime, în lei. Să-mi bage o spoilă de anie, să-mi iau un patrafir. Știi ce iau? Ca micuțul din Van Hasă. Iau un fir, un cordon de ăsta, umbilical. De ăsta, da, ecranat. Așa ca la televizor, să fie ecranat. Cu ecran, știi? Îl bag de gât și zic, hai, fate, sub patrafir spune tot. Și poate zic, aha, păi dacă vrei să fii fioros, așa, și trag de ea. După aia bag genunchii în spate, trag și zic, hai di, di dulcinea mea, di. Hai că nu știu germana, hai fășanț, că n-ai cum pe sora mea, îți zic, dai. Aia nu, că n-am, nu dai. Nu, n-ai, am credință în Dumnezeu, păi original, pocitanie, la greu.